Mesaj către doamnele care merg cu domnii la All Inclusiv, să știți că dacă ei merg foarte des, nu neapărat la masă, ci în zona barului și comandă de toți banii, că de-aia au plătit All Inclusiv, dacă dumneavoastră, doamnelor, vă smulgeți părul din cap, nu este semn de alopecie. Și asta vă poate spune și domnul doctor Mihai Motora, care este pe canapeaua de la Neața, este medic specialist în chirurgie plastică și reparatorie, vorbind despre alopecie ca o afecțiune des întâlnită. Bună dimineața! Bună dimineața! Alopecia înseamnă, de fapt... Alopecia înseamnă, de fapt, pierderea părului. Care se întâmplă din mai multe cauze, cele mai multe, înțeleg, genetice. Da. Cauza genetică este cauza cea mai frecventă. La femei și la bărbați? Da. La bărbați afectează peste 90% din bărbații care suferă de chelie. Și 90%? La femei peste... Da. Oh. Adică dintre cei care au chelie. Peste 90% dintre ei au chelie de cauză genetică. Uh-huh. Iar femeile, aproximativ 20% dintre ele, dintre cele cu chelie, au chelie de cauză genetică. În rest, mai pot apărea și alte cauze, hormonale sau chimice, depinde de tratamentele pe care le urmează, de produsele de păr pe care le folosesc. Există produse de păr care conduc la căderea părului? Da, există produse de păr care sunt mai agresive asupra scalpului și care pot cauza pierderea părului. Există produse de styling care pot cauza pierderea părului? Da, da. În așa măsură încât să ajungem la părchelie? Dacă sunt folosite în exces și incorrect, atunci pot să cauzeze distrugerea firului de păr sau chiar a foliculului. Stresul, alimentația greșită influențează într-un fel această pierdere a părului? Da, în cazul alopeciei genetice, androgene, cum se numește, poate accelera căderea părului, stresul și fumatul și stilul de viață nesănătos. Bun, hai să trecem la prevenție și la îngrijirea scalpului și, mă rog, a părului. Cum ar trebui să facem lucrurile astea astfel încât să avem un păr sănătos și strălucitor? În primul rând trebuie să vedem care este cauza. Asta este foarte important și odată ce am determinat cauza, să o tratăm. Atunci când cauza este un produs pe care l-am menționat anterior, trebuie pur și simplu înlăturat. Iar sănătatea părului va deveni, bineînțeles, mult mai bună. Iar în cazul cheliei genetice sau căderii părului de tip genetic, acolo există niște tratamente medicamentoase sau chirurgicale. Depinde foarte mult în ce fază a căderii este părul și chelia. Când ar trebui să se intervină medical? În momentul în care pe persoană o deranjează faptul că pierde păr. Dacă persoana respectivă nu este deranjată de pierderea părului, atunci poate să lase așa. Dacă nu, atunci trebuie să se adreseze unui specialist care să aleagă tratamentul corect. Tratamentele astea sunt cu efect imediat sau trebuie să avem nițică răbdare? Trebuie să avem răbdare. Minim 6 luni de zile. În cazul tratamentelor medicamentoase, efectele se văd după minim 6 luni de zile. Implantul e o soluție, că am văzut foarte mulți apelând la genul ăsta de intervenție. Recuperarea se face greu? Vindecarea este rapidă, dar părul implantat începe să crească doar după 3-4 luni. Vindecarea se face între 10 și 14 zile după operație. Se formează niște cruste care ele vor cădea treptat. Trebuie repetată acțiunea la ceva timp? Doar dacă pierderea părului va continua. Părul neimplantat, mă refer, cel care încă există pe scalp, dacă va continua să cadă, atunci zonele de chelie nou apărute vor trebui acoperite, dacă se dorește, bineînțeles. Implantarea se face din zona cefei înspre zona bretonului, nu? Da, da. Dar înțeleg că firul de păr nu este același în spatele capului ca cel din zona frunții, din zona bretonului. Da, părul din aceste zone donatoare este mult mai rezistent, este altfel codificat genetic și este mult mai rezistent. Și el nu va fi afectat de acești hormoni care cauzează căderea părului. Există și o variantă de transplant de la altcineva? Adică să avem atât de puține fire de păr încât să avem nevoie de un transplant de la o terță persoană? Din păcate nu se poate face sau cel puțin nu se recomandă. Probabil că știința ne-ar putea ajuta, dar este mult prea riscant să transplantăm păr de la altcineva. Iar în cazul acesta în care persoana respectivă nu are destul păr în zona donatoare, atunci, din păcate, nu se mai prea poate face mare lucru. Putem să tragem o concluzie când vorbim despre alopecie, pe scurt, așa de cu dimineață? Trebuie să ne informăm corect și să apelăm la
la persoanele pregătite care să ne ajute? Dacă... Trebuie să știm dacă vrem ajutor sau suntem ok în varianta asta, să mergem din timp la medic, să urmăm o procedură pe care medicul ne-o indică, conștienți fiind de faptul că nu se întâmplă minuni peste noapte, adică ne spălăm cu un șampon minune, am mai văzut reclame de genul ăsta, și suntem ciufulici, iată, după două săptămâni. Mulțumim tare mult, domnul dr. Mihai Motora, este medic specialist în chirurgie plastică și reparatorie, în două, trei cuvinte despre o afecțiune destul de des întâlnită în ultima perioadă, sau destul de des observată, cred că asta ar fi cuvântul potrivit. Mulțumim tare mult, o ziua!